Salutare, dragi prieteni! Bine ați venit la un nou videoclip pe canalul Super Alex Channel. Astăzi, dacă v-ați trezit bine într-o bună dimineață de toamnă, m-am gândit să discutăm despre frunzulițe și despre castane. Hai să începem cu frunzulițele. Voi știați că cu frunzele puteți să faceți ierbare? Ia uitați-vă la această frunză, este, aici e maro, aici e galbenă și uscată. Și iată cum noi oamenii avem rituri pe față, așa frunzulițele au aceste liniuțe. Sunt pe post de rituri la frunze. Și să știți că dacă au codiță, frunzele sunt numai bune de ierbar. Ia uitați, am un buchet întreg. Vi-l dau vouă, dar pentru că nu vi-l pot da cu adevărat, o să vă arăt ce este în el. Ia uitați o frunzuliță care este mai mult galbenă, dar e așa, e frate cu cea trecută. Hai să mai vedem. Încă una, ia uitați-vă, ea e maro, maro și cu foarte puțin galben și pe spate și pe alta. Și vedeți, uitați-vă, au niște punctulețe negre pe aici, care sunt foarte, foarte uscate. De așa. Mai uitați o frunzuliță. Ea este cea mai soră cu asta. Ele sunt două surori. Da. Ia uitați-vă ce frunză minunată. Uitați. Are o parte verde chiar aici. Are ceva verde pe aici. E uscată. Are și un punct negru. Și e galbenă cu maro. E o combinație minunată. Ha! Vântul ăsta ia toate frunzele. Uitați una foarte, foarte uscată. Cred că e cea mai uscată de până acum. Și are și o găurică. Deci asta dă semnul că e cam bătrână. A căzut de mult din copac. Uitați-vă aici. Este o frunză galbenă cu pistrui. Are pistrui această frunzuliță. Și mai sunt doar două frunze. Și ei sunt total. Și frunzulițele acestea sunt total diferite. Mega galbenel și super uscățel. Ele sunt două diferite și vă explic de ce. Pentru că această frunză este tare și puternică, cum ar fi un om tânăr, dar aceasta este așa ca un moșuleț. Și e foarte uscată și e moale. Și vedeți că riturile ei nu mai sunt atât de tari. Că uitați-vă la mega galbenel, uitați-vă la rituri. Uitați-vă, vedeți, sunt mai tari. Dar la asta s-au lăsat deja. Ei bine, și faptul că am folosit toate frunzele e una. Dar acum, hai să ne apucăm de numărul 2. Ia uitați, aici am o coajă de castan cu țepi. E desfăcută deja și uitați, și un castan. Deci e exact în forma cojii lui. Chiar din această coajă a și ieșit. Ia uitați-vă, se potrivește perfect. E perfect potrivită. Și uitați, dacă o punem așa, parcă îi lipsește o jumătate. Și uitați, parcă este ceva aici. Parcă mai este ceva aici, dar cu adevărat chiar nu iese nimic. Castan fugător! Nu te las și pe tine, coajă! Coaja asta a vrut să fugă. Nu știu de ce, astăzi și frunzele și cojile și castanii sunt vii, parcă. Uite, să știți că au căzut foarte multe frunze. Nu înțeleg de ce exact acum când ne vedem noi vine vântul. Și ia uitați-vă, oricum, chiar dacă e toamnă, brazii sunt exact ca vara. Vedeți? Nu degeaba se spune că bradul este singurul copac care ia anul împrejur, este verde și nu-și schimbă culoarea deloc. Ia uitați-vă la el, cât de frumos e. O întrebare. Care este frunza voastră preferată? Ei bine, dacă fiecare frunză vă place, sau aveți un preferat între uscățel și galbenel, ei bine, ne dați un like pentru galbenel și abonați-vă pentru uscățel. Pe care o vreți.
care este mai frumoasă. Deci nu uitați, like pentru gălbenel și abonați-vă pentru uscățel. Iar restul frunzelor, care sunt acestea, vor merge la ierba, iar cojița asta o să meargă cu racheta astăzi. 2, 3, pum! Lansare! Castanul se pare că s-a lansat singur, deci pe el nu mai trebuie să-l lansăm. Dar nu uitați, pentru uscățel abonați-vă, iar pentru gălbenel un like. Așa că la revedere! Pa, pa!